Bine v-am regăsit la Breaking the News. Astăzi nu o să începem cu runii. Ăsta este exact ultimul subiect pe care o să-l abordăm astăzi și cu ocazia asta, odată ce mă duc înapoi așa, o să vedeți și subiectele pe care o să le vedeți în ediția de astăzi din Breaking the News. Și o să trecem prin toate, așa cum facem de obicei în zilele de genul ăsta, în zile cu competiții, în zile care vin după meciuri și așa mai departe. Începem cu asta. Începem cu Lazio. Ar fi trebuit poate să încep cu Bayern. Încep totuși cu Lazio, fiindcă e ciudat să vorbești doar despre Bayern și să vorbești despre meciul ăsta în cheia lui Bayern. Sigur că Bayern este subiectul și Bayern va fi grosul subiectului, dar măcar începutul să fie al celor de la Lazio, care chiar au făcut un meci remarcabil, beneficiind, e limpede, de contextul care există la bavarezi. A fost meciul, cum să zic, perfect pe care putea să-l facă echipa lui Maurizio Sarri. Aproape perfect. Există niște păreri. Ilie Dumitrescu spunea, de exemplu, că la 1-0 și în superioritate numerică, poate că Lazio ar fi putut, poate că Maurizio Sarri ar fi putut să mai dea drumul puțin la frâne, să-și împingă jucătorii în căutarea unui gol de 2-0 care ar fi ușurat mult, ar fi făcut ca balanța să se ducă ceva mai mult spre Lazio. Așa mai avem un meci retur peste 3 săptămâni. Dacă meciul retur era săptămâna viitoare, așa cum se va întâmpla în sferturi, discutam un pic altfel. E peste 3 săptămâni. E timp berechet, e timp suficient. Altfel, Lazio, în meciul ăsta, Ciro a fost peste Harry Kane și evident că acum au început să apară glumele în ceea ce îl privește pe Harry Kane, că s-a dus Harry Kane la Bayern să câștige și el trofee și n-a câștigat până acum nimic. Bă, a pierdut Supercupa Germaniei, a pierdut Cupa Germaniei, pe cale să piardă campionatul. Acum mai rămâne să iasă și din Champions League, asta ca să fie el omul cu ghinion. Dincolo de asta, Ciro, statisticile lui Ciro Immobile sunt clar peste felul în care a jucat, felul în care s-a dăruit, felul în care a alergat și felul în care a scos, până la urmă a contribuit la penaltiul absolut stupid. Nu am mai văzut de mult o asemenea intervenție rudimentară în careu, făcută de un fundaș central de la Bayern. Păi dacă făcea Drăgușin intervenția aia, presupunând că s-ar fi dus la Bayern și făcea intervenția asta, păi cred că îl făceam aici, la noi, acasă, noi, îl făceam în toate felurile. Nemții nu l-au făcut pe Upamecano în toate felurile, dar noi aici îl făceam praf, pulbere, zob pe al nostru dacă avea o intervenție ca a lui Upamecano. Și cu asta trec la Bayern. Rot, adică alarmă roșie. Alarmă roșie pentru Thomas Tuchel. Vorbeam despre ceva probleme luni la ora de fotbal adevărat venite după meciul cu Leverkusen. Și discutam acolo despre reacția nervoasă a lui Thomas Müller, despre reacția lui Kimmich, despre reacția lui Goretzka, despre felul în care s-a comportat Neuer, pe care l-a apucat să iasă la 2-0 din poartă și să încaseze astfel golul 3 de la Leverkusen. Asta o să găsiți chestia asta pe contul meu de TikTok sau pe contul meu de Facebook. Sunt acolo puse. Eu am mai spus lucrul ăsta pe aici, pe undeva, pe contul meu de TikTok. Totdeauna găsiți sigla echipei, ceva care să vă agațe, să vă îndemne, să vă spună exact despre ce trebuie să căutați, ce găsiți, ce veți găsi în subiect. O siglă, un nume, o imagine și așa mai departe. Ok, după meciul cu Leverkusen, Thomas Müller supărat, Kimmich supărat, Goretzka supărat, toți trei titulari în meciul ăsta. Ok, Kimmich și Goretzka, să zicem că da, poate că Thomas Müller putea să stea și pe bancă, adică prestația lui n-a fost deloc bună. Asta este intervenția lui Upamecano, acum serios. Așa ceva nu se face în careu într-un meci de Champions League. 1-0 nu e un scor, care să provoace panică. Bayern poate să câștige lejer cu 4-0, că are capacitate, are forță. Dar nu prea are, deocamdată nu prea are stare de spirit așa. Ceva se întâmplă la Bayern și de regulă lucrurile care apar, care se văd, sunt depășite ca scară, ca intensitate de ceea ce se întâmplă cu adevărat în vestiar. A fost o fază petrecută prin minutul 60
Și mi-a comentat un telespectator, mi-a trimis un telespectator pe contul meu de Facebook, ceea ce vă recomand și vă indic și vă rog să faceți, sau pe contul meu de Instagram, pardon. Pentru că acolo e mai simplu și aici pe TikTok de asemenea, dar pe Instagram e mult mai simplu. Mi-a trimis o imagine și mi-a zis, uite, minutul 60 și ceva, Tuchel le făcea semne jucătorilor. Și a observat asta și Gabi Balint și spunea, dom'le, nu-i corect. Și merg și eu pe ce spun oamenii de acolo. Dom'le, nu-i normal ca la o echipă mare, Tuchel să le facă semne, hai bă, ieșiți odată din apărare. Adică erau semne de genul ăsta. Chestiile astea la City nu se fac. Adică pe Guardiola îl mai apucă nervii când mai greșește Ederson, când se întâmplă ceva, dar nu să-și scoată echipa și să-și o trimită în atac. Asta e un pic mai greu de făcut. Țipa pe la Upamecano, în principiu. Care e situația cu Tuchel? Fiindcă asta e întrebarea. În mod normal, ar trebui să așteptăm meciuri retur. Oare? În mod normal, Nagelsmann n-ar fi fost dat afară în sezonul trecut, anul trecut, cumva pe vremea asta, un pic mai încolo. N-ar fi fost dat afară. Nagelsmann, chiar dacă pe Bayern, chiar dacă lucrurile mergeau cum mergeau, adică, serios, Bayern ne-a scos pe PSG, pe Bayern ne-a scos City după aia, dar deja era Tuchel. Deci normalul ăsta pare să că la Bayern a început să cam scârție. Ei s-au tot umflat în pene așa, cei de la Bayern, mai rău, doamne, noi aici reprezentăm, suntem o elită, Bundesliga, noi suporterii, adică noi avem o societate care e limpe, e curată, adică noi avem criteriile noastre clare de finanțare, noi nu suntem Leipzig, nu suntem Hoffenheim, că astea sunt durerile celor din Germania, da, e bine, uite că nu e chiar așa, e și Bayern un club ca toate celelalte, cu interese, cu bisericuțe, scriam eu asta pe Sport Extra Puro, dacă vă faceți aminte, atunci la momentul îndepărtării lui Nagelsmann, care nu mi-e foarte simpatic, dar nu mi-a plăcut felul în care s-a lucrat cu el. Și roata se întoarce, nu cumva să-i se întâmplă lui Tuchel, că mereu există karma asta, roata asta, îi zicem noi, care se întoarce, nu cumva să-i se întâmple lui Tuchel și să nu stea pe bancă la meciul retur cu Lazio, fiindcă este momentul cel mai potrivit. Eu mi-au cam aminte de un episod asemănător când a fost dat afară Ancelotti, tot pentru că se certase cu ciudat, nu știu ce au fi fost atunci, cu Müller, Robben, Ribery. Și l-au lucrat după primul meci, l-au executat după primul meci cu PSG, au luat bătaie 3-0, dacă mi-am eu bine aminte, dacă nu mi-am aminte, corectați-mă, și a fost dat afară. Lucrurile au funcționat și mai departe, Bayern a mers mai departe. Nu e nimic pierdut, nici atunci nu era nimic pierdut. De-aia cred că a acționa acum e un pic mai coerent, mai logic decât să aștepți să-l dai afară după ce eventual te elimine Lazio, asta mergând pe ideea că între Tuchel și vestiar lucrurile nu mai pot continua. Eu înregistrez joi, vom avea o săptămână de pauză, voi avea o săptămână de vacanță, că e la vacanță pentru toată lumea. Hai să vedem cum ne întoarcem data viitoare, peste, să zicem, 10 zile și mai discutăm. Eu nu exclud varianta ca Thomas Tuchel să nu stea pe banca lui Bayern la meciul retur cu Lazio, că deja înțeleg că Hansi Flick se pregătește. E scos acolo un pic la încălzire. Jose Mourinho zicea Bild, și vă aduceți aminte luni, căutați pe TikTok ce spuneam eu luni, zicea Bild că Jose Mourinho deja a început să învețe germană. Mai erau niște nume, Joachim Löw, care e neam și el și are și el, e și el liber. Sunt niște nume care pot prelua repede pe Bayern și schimba un pic dinamica echipei. Una îngrijorătoare, două meciuri importante, proaste, fără gol marcat, cu Harry Kane dispărut, cu o apărare ciudată, cu reacții ciudate ale jucătorilor. Situația e cam roșie, aș zice, pentru Thomas Tuchel. Bun, mergem la Paris și zice L'Echipe că lui Seric i-a trecut glonțul pe la ureche. I-a trecut glonțul pe la ureche în sensul că a câștigat cu 2-0 meciul cu Real Sociedad. În ziua meciului L'Echipe mergea pe tema asta. Dom'le, nu suntem pas dans le même monde, adică nu suntem în aceeași lume.
nu prea are nicio scuză. PSG, totuși, și se comparau stadioanele cu diferență pentru Parc de Prince, de pe care PSG ar vrea să se mute. Vezi subiectul pe contul meu de TikTok sau pe direct pe sportextra.ro. Am discutat săptămâna trecută cu subscribe pe YouTube Sportextra, dar pe contul meu de TikTok sau pe contul meu de Facebook îl găsiți mult mai simplu. Salarii, palmares, valoarea jucătorilor, valoarea lotului, 1 miliard este valoarea lotului celor de la PSG, mai puțin de jumătate, 400 și ceva de milioane ar costa cei de la Real Sociedad. Dar revenind la ce zice L'Echipe, s-a jucat un pic cu focul lui Enrique și s-a jucat cu focul inclusiv cu formula din prima repriză. L-a jucat pe Lucas Beraldo, a observat bine L'Echipe în partea stângă, însă ce a fost un pic, hai să zicem, un pic ciudat a fost dereglarea pe care a produs-o aici la linia de mijloc, unde Vitinha a fost mutat în banda lui Beraldi. Luca Hernandez avea niște probleme. A avut probleme la stomac, nu era 100% și nu era neapărat ce trebuie. De aia a jucat Lucas Beraldi, debutant, mă rog, Takekubo l-a cam făcut în cei drept în prima repriză. Lucrurile s-au schimbat în a doua, a venit Vitinha în zona de mijloc, Fabian Ruiz s-a dus în zona lui obișnuită, a apărut însă același Kylian Mbappé, care i-a salvat din nou pe cei de la PSG. Și pentru că am tot spus eu și am scris de nenumărate ori, competiția asta e o competiție a detaliilor. Detaliile sunt cele care fac de multe ori diferența. Un detaliu aici nu e imaginea asta, deși poate să fie imaginea asta, că îl vedem pe Takekubo. Cornerul din care PSG a deschis scorul. La cornerul din care PSG a deschis scorul, Real Sociedad era cu un om mai puțin, pentru că pe marginea terenului primea îngrijiri Traoré. Traoré era cel care trebuia să-l marcheze pe Kylian Mbappé. Traoré era pe bancă. Dacă vedeți, mergeți, intrați pe un YouTube sau pe unde găsiți faza golului, primului gol marcat de PSG, o să-l vedeți pe Traoré pe marginea terenului cu echipa medicală. Perechile de marcaj deja sunt stabilite. Nu-i timp la o fază fixă. De-aia se spune că înainte de fazele fixe nu se fac schimbări, ca să nu zăpăcești pe acolo cu tot. Oamenii știu exact. Eu la ăla, eu zona aici, tu zona aici, zona mea e asta, zona ta e asta. Lucrurile sunt foarte clar știute. Și a rămas Mbappé fără marcaj, pe român marcaj. Nu putea să spună, bă, tu, îl iau eu pe Mbappé, ia-l tu pe ăla, vine ăla. Era... Și a rămas Kangin Lee, care uite cum se, iată cum se uită la un duel aerian. Kangin Lee, scuzați-mă, Takekubo, Kangin Lee e dincolo. Takekubo, care se uită cam spășit așa și cam speriat. Și care n-are abilitatea asta. Și felul în care a acționat el la gol, la faza aia fixă, i-a permis lui Kylian Mbappé să marcheze. Mai apoi a marcat Barcola. Uite că Barcola începe ușor, ușor, așa. Să arate că n-a fost adus degeaba. E un 2-0. Luis Enrique s-a jucat cu focul Dallas-Tiz în cele din urmă, în repriza a doua. Un 2-0 care le dă o marjă bună celor de la PSG, adică sunt mari favoriți în perspectiva meciului retur, unde Real Sociedad va trebui să atace, ceea ce pentru viteza lui Dembélé, Mbappé, Barcola și ce ori mai intra după aia acolo, Muani, eventual Gonzalo Ramos, lucrurile sunt cât se poate de bine așezate pentru parizieni. Ce-o fi mai încolo, însă, din sferturi încolo, o să vedem că senzația tuturor a fost că PSG a avut mare șansă, dând peste o echipă care al Sociedad în această fază. Mergem un pic la meciurile de marți. Un genio, zice Marca, despre Brahim Diaz. Și chiar așa a fost. Un genio, adică Brahim Diaz, a fost cel care a decis un meci pe care Real Madrid îl câștigă la Leipzig fără prea multă, să spunem, strălucire. Singura strălucire a fost a lui Brahim și la vreo două faze a lui Vinicius. În rest, Real Madrid a cam suferit, dar a învățat și lecția asta. Eu am scris un text pe sportextra.ro
Îl găsiți pe Sport Extra în zona editorialelor, în zona scrisă, un pic mai jos de video, despre Real Madrid, despre Manchester City, care mie mi se par echipele așa, pe primele locuri invers, City prima și Real Madrid a doua, pe o grilă de start, așa ca în Formula 1, principalele favorite. Textul îl găsiți, știți unde să găsiți. Apoi vin celelalte, inclusiv Bayern, inclusiv PSG, subiecte pe care eu le-am abordat ceva mai devreme pe sportextra.ro, pe YouTube Sport Extra, găsiți înregistrarea integrală a ediției de azi de Breaking the News, pe contul meu de TikTok, pe contul meu de Instagram, găsiți de asemenea. Real Madrid a învățat lecția suferinței și asta spuneam, e important asta. Pentru o echipă ca Real Madrid e important să știe să sufere. Și am văzut ce important a fost pentru City. City nu a câștigat Champions League până când a învățat să sufere, până când nu și-a dat seama Guardiola că nu are cum să domine un meci. Nu are cum să îi domine pe toți și că trebuie să accepte că adversarul te poate domina și e bine să știi să te aperi. Chiar dacă ai atacanți, e bine ca apărarea să fie. Și acum City are o apărare, a avut în sezonul trecut, acum mai scârție, dar în sezonul trecut a avut o apărare căreia îi dădeai foarte greu gol. Lecția suferinței a fost învățată de Guardiola. Real Madrid a învățat lecția asta și cu Zidane, pe vremuri, dacă vă aduceți aminte. A învățat cumva alte lecții, gen remontada, tărie, psihic și așa mai departe, în sezonul cu Ancelotti, când a câștigat ultimul trofeu. Asta ne arată că Real Madrid poate să ducă mai departe și un meci în care nu joacă bine. Asta este condiția necesară pentru o echipă să câștige un trofeu, într-un parcurs de regularitate sau într-un meci, să câștige ceva, să facă ceva, să iasă un rezultat pozitiv atunci când joacă prost sau când nu joacă foarte bine. Că Real Madrid n-a jucat bine în meciul ăsta. Și faptul că portarul Lunin, intocabile, zice astăzi, faptul că Lunin a fost cel mai bun jucător al echipei și a avut o grămadă de intervenții, vreo 9, dacă mi-au că bine aminte, dacă nu cumva mai multe, asta nu e un semn ok, dar asta arată, din nou, ne arată că Real Madrid știe să joace și cartea asta, știe și lecția asta, a învățat-o și o poate folosi în meciurile viitoare, fiindcă valoarea celor din față, Vinicius, Rodrigo, Brahim, Jude Bellingham, care a lipsit, există și asta ea poate ajuta oricând să deblochezi lucrurile din punct de vedere al golurilor marcate. Cam asta e situația cu Manchester, cu Real Madrid. Real Madrid în stilul caracteristic. Lunin, ca așa e viața, Lunin a devenit acum de neatins. Adică pentru Lunin l-au adus pe Kepa. Nu prea aveau încredere în Kepa, l-au adus pe Kepa de la Chelsea, împrumut repede când s-a accidentat Courtois. Kepa, pe care Real Madrid l-a vrut mai de mult, vă aduceți aminte când nu l-a vrut Zidane, că vrea să-l bage pe fiul, pe Luca Zidane, între portari. Ok, a fost o obsesie de-a lor, s-au cam convins că Lunin e mai bun. Și Lunin e mai bun, da, nu ai ce să-i spui lui Lunin în momentul ăsta. El termină contractul în 2025, se gândesc și de la Real Madrid chiar să-i propună. Acum să vedem dacă mai vrea el. Că după ce revine Courtois, Lunin nu mai e portar, după sezonul ăsta, Lunin nu mai e portar ca să fie rezerva lui Courtois. El poate fi titular în multe, foarte multe locuri din Europa, așa că s-ar putea să nu își dorească neapărat să fie rezervă. Cât despre Brahim Diaz, și aici este o poveste, are și el anecdotele lui, el de câte ori intră, face ceva. Faceți aminte, am vorbit aici, tot aici am vorbit, găsiți pe TikTok, despre meciul cu Atletico, când el nu era titular. S-a accidentat Vinicius la încălzire, a fost anunțat că intră Joselu, a fost anunțat inclusiv la stație, Joselu, Vinicius, Cambio, și Joselu intră în locul lui Vinicius în echipa de start. După care s-a trezit lumea cu Brahim Diaz, fiindcă lui Ancelotti a venit o idee, a zis, domnule, ia stați un pic, stați așa, stop. Putea să facă, stop, intră Brahim. Nu mai intră Joselu, intră Brahim, că cred eu. Și a ieșit bine. Acum la meciul ăsta a lipsit Bellingham. Toată lumea spunea, domne, ce formulă? Păi ce formulă să folosim? O formulă clasică. Fede Valverde, Toni Kroos, Camavinga și Modric. Adică Modric mai apropiat de Bellingham. Eventual Kroos, eventual Camavinga. Mai apropiați de Bellingham? Nu, a intrat Brahim Diaz. Ancelotti a zis, domne, Brahim Diaz. Și uite ce a făcut Brahim Diaz. O fază care chiar că multora le-a adus aminte de Messi. Altfel, da, Real Madrid e și ea bine direcționată.
spre sferturi și cumva am avut dreptate. Nu o să fie ușor, am spus eu de multe ori, nu o să le fie ușor madrilenilor în meciul cu Leipzig. Și nu le-a fost ușor. Eu zic că nu o să le fie foarte ușor nici în meciul retur. Da, până la meciul retur mai vede. Manchester City, fără emoții, nici nu ne așteptăm la altceva. Deși la Copenhaga a avut probleme Bayern, a mâncat bătaie Manchester United, Galatasaray din grupa aia de Champions League, FC Copenhaga a pus probleme lui United pe Old Trafford, un stadion vulcanic, atmosferă ostilă și așa mai departe, City n-a avut probleme. După meci, Pep, vorba aia, după meci, să vedem pe unde pleci. După meci, Guardiola a fost așa, simpat, misterie, stilul lui, actor, artist, așa, că a devenit din ce în ce mai actor. Pe la interviuri multe câte a dat, că de acolo la Champions League dai flash interviuri pentru cine te mai solicită și ai voie să trebuie să dai măcar vreo 3, poți dai și 4, 5 dacă vrei, dar unii nu prea vor, mulți nu vor, majoritatea. Și apoi conferința de presă. Au un flash interviuri, nu mai știu cu cine, poate chiar cu cei din Statele Unite, habar, nu mai știu. Am văzut declarația, am citit-o, n-am văzut-o, a zis, da, mi-a zis mie un antrenor. Mi-a zis mie un manager. Și toată lumea a înțeles la cine se referă. Că pe un stadion de genul ăsta, ascultați ce abordare, pe un stadion de genul ăsta, cu public de genul ăsta, cu ostilitate, cu atmosferă, cu echipa încărcată de adrenalină de public, nu-i deloc bine să te arunci, să te duci peste ei, să ai acțiuni rapide ca să permiți și tranzițiile lor rapide. Adică pierzi o minge, totul trebuie să fie calculat. Dacă dăm 1000 de pase, stadionul o să tacă. Asta de la Johan Cruyff vine, că el, visul lui Cruyff era să facă 1000 de pase, pe care Guardiola le face, dacă își pune mintea. Așa și ca City. S-a calmat totul acolo. A avut și noroc că a dat De Bruyne gol repede, cu eroare de portar celui din poarta danezilor, care va merge la Wolfsburg. El a apărat pe la Liverpool, a fost pe la Liverpool mai demult, o să meargă la Wolfsburg în sezonul viitor, dar a greșit la primul gol. Mai apoi au egalat pe eroarea lui Ederson, dar a venit băiatul care în ultimele sale goluri, am văzut o statistică, ultimele goluri ale lui Bernardo Silva și De Bruyne în Champions League sunt după faza grupelor. Adică doar în meciurile eliminatorii. Faza grupelor nu i-a interesat foarte tare. În meciurile eliminatorii apar adevăratele staruri. Haaland a dat gol, dar a contribuit și el pe acolo. A jucat, a avut o ocazie, a sărit odată pe la 2 metri și ceva, cu piciorul pe la 2 metri și ceva. A încercat el o farfecă. Îmi spunea prietenul Emil Hosu Longin că la hockey dacă ridici crosa peste poartă ești penalizat. Ăsta a ridicat, Haaland a ridicat piciorul peste bară, dar la fotbal nu există penalizare de genul ăsta. E inutil să mai spunem că City e 99% calificată, mai 95% calificată mai departe și că e principala favorită. Nu mai reiau subiectul pe care l-am abordat luni aici la Ora de Fotbal Adevărat despre City și despre felul și săptămâna trecută despre City și felul în care a redevenit echipă, poate cu revenirea jucătorilor. Guardiola acum l-a pierdut pe Grealish, dar l-are pe Doku. De văzut ce s-a întâmplat cu Bernardo Silva, ce urmează. A fost însă meciul 900 și uitați-vă la statistica asta, doar atât trebuie să bifăm. 900 de meciuri pentru Pep Guardiola, din 900 de meciuri 655 de victorii, 138 de egaluri și 107 înfrângeri, adică mai puțin, adică pe undeva un pic 10% acolo, 10 și ceva la sută, dar eu mă tem că din aceste 107 înfrângeri, măcar vreo 30, dacă nu cumva mai multe, sunt în meciuri fără importanță. În toți anii ăștia au fost foarte multe meciuri pe final de stagiune în care fie Barcelona, fie Bayern, fie Manchester City, ultimul exemplu sezonul trecut când i-a bătut Brighton, aveau tot saci în căruță și nu mai se chinuiau foarte tare. Cam de pe acolo vin eșecurile astea. Am zis să consemnăm așa, că mai sunt unii care bat câmpii că nu e un antrenor supraevaluat și că nu are valoare și că l-au făcut jucătorii și așa mai departe. Rămâne
cu Guardiola pe bancă, rămâne așadar Manchester City favorită numărul 1 în momentul ăsta la câștigarea Champions League. Barcelona s-a odihnit în acest mijloc de săptămână. A avut noroc că n-a jucat. Va juca săptămâna viitoare. De ce zic eu că a avut noroc? Păi după ce s-a întâmplat la meciul cu Granada, fix un meci cu Napoli le mai trebuia. Au avut un pic de zile de să se gândească un pic și săptămâna trecută au avut ei niște zile libere, dar nu prea le-a folosit. Acum l-am văzut pe Lewandowski prin Andorra, pe la schi, poate cine știe, trage din aerul ăla și mai revine. Însă asta nu i-a împiedicat pe jurnaliști să dezbată subiectele și toate știrile astea, tot run-runul ăsta nu face bine. Vorbește Sport despre necesitatea Barcelonei de a vinde. Pentru că situația financiară e cum e și trebuie să vândă pe cineva. Și nu întâmplător sunt puși Frenkie de Jong, Rafinha și Araujo acolo. Impresarii lui Araujo au fost văzuți pe aeroportul din Barcelona marți. Au fost și fotografiați, sunt și pe acolo paparații și așa mai departe. Impresarii lui Araujo fiind și impresarii lui De Zerbi. Atenție! Și asta e o discuție. Cu Araujo, oamenii nu s-a așa, parcă l-ar mai ține. Eu cred că de dat l-ar da foarte repede pe Rafinha, pe care l-a adus Deco, pe bani mulți de tot. Dar acum Deco, parcă n-ar vrea să-l dea, că s-ar fi un eșec pentru el. Și rămâne povestea cu Frenkie de Jong, din nou, revine în actualitate povestea lui Frenkie de Jong. Vă aduceți aminte că acum două veri, 2022, pe Frenkie de Jong vreau să-l dea neapărat. Nu știau cum să facă. Până în ultima zi au tot încercat să-l parcheze pe la Man United. Ajunsese răia spre 100 de milioane, dar Frenkie de Jong nu și nu. Acum zice că se mai gândește. Că decide de Jong, zice Mundo Deportivo. N-ar vrea, nu ar zice, nu cei de la Barcelona să-l dea pe Frenkie de Jong. O să spuneți, dar ce a apucat? Că Frenkie de Jong totuși 26 de ani, adică e de mulți ani la Barcelona. N-a făcut ceea ce trebuia pentru banii pe care s-au plătit pe el. 85. Hai să mai fac o dată. 85 de milioane. 85 de milioane. Înainte de pandemie, era pe la Barcelona... Stai să rămân cu 85 ăsta. Era pe la Barcelona stilul ăsta. Se aruncau banii de parcă erau bani de Monopoly. N-a fost ce trebuia, ci ceea ce se credea când te uitai la el jucând pentru Ajax. N-ar zice nu. Zic de data asta cei de la Marca că nu răspunde. Oamenii au făcut o ofertă lui De Jong pentru 3 sezoane în plus, dar începând din vara viitoare, din vara lui 2024, pe încă 3 sezoane, și să-i mărească, să micșoreze încă cele două rămase și încă trei, deci practic 5. Dar să scadă salariul, să-i dea banii care urmează, ar trebui să-i dea pe două sezoane, să-i dea în următorii 5. Omul nu răspunde. Acum, sigur, e dreptul lui, e contractul lui, el nu i-a torturat pe cei de la Barça ca să-i dea contractul ăsta. Care contract? S-a mai vorbit despre el. Iată-l. Lui i-a fost schimbat contractul în timpul pandemiei. În timpul pandemiei el a luat 900.000 de euro. Că atunci, domne, nu bani, n-avem bani, n-avem încasări, n-avem bani, nu bani. Ok, a luat 900.000 de euro, dar a zis, domne, îți dăm 900.000 de euro, după care următorul îți dăm 4.000, dar lasă că recuperăm noi după aia. În sezonul în curs, Frenkie de Jong facturează 24 de milioane. De la 900, adică a trebuit să compenseze omul. Nu, dacă vă uitați așa un pic, vă dați seama cam cu cât. Și se poate și verifica cât era salariul lui, undeva la 12 milioane, 13, pe acolo. Ok, omul i-a scutit atunci de niște bani, da, dați-mi bani, că noi ne-am înțeles pe niște sume. Ok, în sezon, de-aia vreau să-l dea aici. Aici era momentul când au vrut neapărat să-l dea, că 23, 24, 25... 26 se gândeau, mamă, madre mia, ce spuneau ei pe acolo, madre mia, 100 de milioane sunt aici, 100 și ceva de milioane. Și au vrut să-l dea, nu, n-a vrut să plece, evoluțiile lui au fost bune, s-a câștigat campionatul, vara trecută nu s-a vorbit absolut deloc, ba, din potrivă, se vorbea de prelungire de contract și așa mai departe. E, acum s-a revenit la subiect, că e cum e situația.
sezonurile, deci sezoanele astea gata, le tăiem de pe, de pe listă. Și mai sunt astea două. De aici. 23-200 cu 23-23. Adică aici mai scade puțin. 50, hai ca să rotunjim. 50 de milioane ar vrea Barça să facă economie. Ok. De la 100 aia de milioane pe care speră să o ia, eu cred că se mai scade. S-a auzit de undeva de 60. 60 de milioane că ar da, ar da Arsenal. Bun. O primă strigare, 60 de milioane, dacă Barça cere 100, se înțeleg pe la 70 ceva. 70 cu 50 ar fi în regulă, doar că Frenkie de Jong a tot spus că el nu vrea să plece, că îi place lui la Barcelona, îi place soție, iar și copil acum. Dar lucrurile nu pot continua așa, eu sunt tare curios ce se va întâmpla, care va fi situația cu Frenkie de Jong, din nou un jucător care nu a rupt gura târgului, cum zicem noi pe aici. În momentul ăsta, la Barcelona, eu cred că toată lumea e de vânzare pentru oferta potrivită, cu excepția lui Lamine Yamal, a lui Gavi, a lui Pedri. Eu mă gândeam și la Araujo, dar nu cred că dacă iei 100 de milioane pe Araujo, e totuși o sumă foarte, foarte mare. Săptămâna viitoare e să meciul decisiv, ca aici e povestea, primul meci decisiv, cel cu primul meci important, că decisivul s-ar putea să fie returul. Primul meci important, cel cu Napoli din UEFA Champions League. O să ne revedem noi după. Rămân în Spania și am vorbit ceva mai devreme despre Frenkie de Jong și situația lui la Barcelona. În condițiile în care Barça n-a jucat în Champions League, e normal că sunt subiecte de genul ăsta care apar prin presă. Găsiți subiectul pe sportextra.ro, pe contul YouTube Sportextra cu subscribe, Breaking the News sau Ora de Fotbal Adevărat, ce vă subscribe la ambele dacă vreți, pe contul meu de TikTok, pe contul meu de Instagram. La Madrid lucrurile au funcționat, despre Real Madrid am vorbit mai devreme. Acolo găsiți subiectele, unde v-am spus, pe contul meu de TikTok cel mai simplu sau pe contul meu de Instagram. Bun. Situația lui Luka Modric începe să devină clar. E pe ultima turnantă. Pe ultima turnantă a carierei lui la Real Madrid. Și cred că de lucrul ăsta începe să se convingă și el. Continuitatea e dificilă. El ar vrea să mai stea. Normal că nu vrei să pleci de la Real Madrid, serios. Da, vrei să pleci de la Real Madrid. Dar 36 de minute a luat el în meciurile cu Atletico, Girona și Leipzig. Sunt 20 de meciuri în care nu a fost titular și într-un lot, a calculat aici Marca, într-un lot de 20 de jucători este pe locul 16 la număr de minute. Nu e în regulă pentru Modric, care e un tip elegant așa și care probabil că va pleca, mai ales că are unde. Cred că dorința lui ar fi fost să se retragă de la Real Madrid, să nu se ducă prin Arabia Saudită, el ar mai vrea să joace. Arabia Saudită o variantă, Statele Unite e o variantă, Croația e o altă variantă și e foarte posibil ca Luka Modric, după atâția ani, după atâta mare de vreme, să se întoarcă puțin, să vină un an măcar, să se întoarcă niște lucruri pentru fotbalul din Croația. Vă dați seama ce emulație ar fi în Croația cu Luka Modric jucând pentru Dinamo Zagreb. Uite ceva ce ai noștri nu fac, ai noștri n-au făcut. Nu, n-au fost decât de nevoie. Ai noștri n-au zis, domnule, nu mă duc în Arabia, nu mă duc, vin și eu acasă să întorc și eu ceva. Lucrurile astea nu s-au făcut. Eu cred că Modric va face lucrul ăsta, pentru că sunt și alte exemple de fotbaliști din zona asta în care au făcut. Cred așadar că drumul lui Modric la Real Madrid, o carieră absolut fabuloasă, încununată de acel balon de aur dincolo de trofeele pe care le-a câștigat, cred însă că drumul lui se apropie de final. Din nou la Man United. Acum ceva vreme vorbeam despre o achiziție pe care Man United a făcut-o de la Manchester City. Omar Barada, un oficial, om de cifre, de finanțe și așa mai departe, pe care l-au convins să se alăture proiectului, acolo l-a convins Sir Jim Ratcliffe să se alăture proiectului. Că Ratcliffe vine cu Jean-Claude Blanc
cel care a fost pe la Juventus și a avut o contribuție esențială la construirea stadionului și așa mai departe. Și asta e un lucru știut. Blanc lucrează la Ineos. Este angajatul lui Ineos, care e firma lui Ratcliffe. Zic ziarele din Anglia, asta e din Sun, că Man United acum vizează un alt nume important, foarte important, este cel al lui Dan Ashworth, Dan the Man, iată-l în imagine, nu-l, sunt convins că foarte puțin îl cunosc, nici eu nu-l știam, am citit despre el. Acum lucrează la Newcastle. Este directorul de fotbal al celor de la Newcastle. Dar nu asta, nu de asta îl ia Man United. Îl vrea Man United și probabil că îl va lua, deși va trebui să plătească niște compensații și așa mai departe. Îl vrea Man United pentru că înainte să fie la Newcastle, a fost la Brighton. E, nu vi se schimbă puțin lucrurile și aici sunt... toți jucătorii ăștia pe care noi îi știm și nici n-are rost să mai intrăm în speța asta, că îi găsim pe toți pe aici, inclusiv McAllister, pe care s-au luat Caicedo și așa mai departe, pe care s-au luat bani mulți. Omul i-a găsit, i-a adus ieftin, Brighton i-a vândut scump. El a lucrat și pe la federație, are niște... a fost oficial al federației, niște contacte și așa mai departe. Newcastle a plătit compensații pentru el, celor de la Brighton, și evident că Man United va plăti compensații lui Newcastle dincolo de un salariu foarte mare. O a doua mișcare interesantă și inteligentă, pentru că dincolo de a face echipă, trebuie să creezi baza. La Man United, după plecarea lui Sir Alex Ferguson, toate posturile astea au fost așa, o nebuloasă, că nu se știa cine, cum... cine e, cum e, în vreme ce la City, de exemplu, care devine model pentru United, se știa clar, Chicky, Gary Stein, Ferran, Soria, toată lumea știa exact cine, cum, de ce se ocupă. La United nu. Și pe la Liverpool au fost așa niște schimbări, dar și acolo lucrurile au fost destul de clare, de-aia au și avut succes. Acum Sir Jim Ratcliffe pare a avea niște idei foarte bune. Am mai spus despre el, în primul rând este un om de business, dar în același timp este și fan al lui Man United, adică mare fan al lui Man United, adică simte cumva și împletește business-ul, nu vizează doar bani, adică el și vrea, evident că vrea să câștige, că nu face caritate, dar vizează și ca echipa să-și revină și așa mai departe. Mutarea, dacă se va face, și eu cred că da, e interesantă, dar implică niște riscuri, fiindcă nu e același lucru să lucrezi pentru Brighton și să cauți jucători de genul lui Caicedo, să zicem, sau McAllister, să-i aduci de până America de Sud. Și alta e să lucrezi la United și să nu poți să vii cu unul din Argentina, un Caicedo sau un McAllister din Argentina, vii cu altcineva. Exemplul Monchi e cel mai la îndemână, care... la Sevilla făcea asta, s-a dus la Roma și nu i-a ieșit. Nu i-a ieșit extraordinar. Sunt oameni care sunt pregătiți pentru asta, genul ăsta de business, dar care nu prea sunt pregătiți pentru afaceri la nivel înalt. Ca și antrenorii. Antrenori de echipă mare, antrenori de echipă mici. Echipă mică, la fel și aici. Director de echipă mică, director de echipă mare. Dar la Newcastle lucrurile au arătat că omul e pregătit și pe drumul ăsta, și pentru drumul ăsta. Așa că, dincolo de asta, dincolo de toate, merită consemnat. E al treilea subiect despre Man United în perioada asta, pe care îl abordez eu în perioada asta. Primul a fost despre cel de la City, Omar Barada. Al doilea a fost despre stadion. Și al treilea este despre Dan the Man, care ne arată că încet, încet lucrurile încep să se așeze puțin spectaculos. Și asta e pentru cei doritori de bombe, de transferuri și așa mai departe. Puțin spectaculos, dar extrem, extrem de important. Și nu în ultimul rând aici, că suntem la Manchester United, n-am terminat subiectul. Am descoperit asta de dimineață, în timp ce veneam să registrez. Most expensive, cele mai scumpe loturi din Europa, asta e dat de UEFA, în sezonul în anul 2023. Și uite cum Man United ai să iau sume de transfer și așa mai departe, care indică mult și cota jucătorului. Uite cum Man United este peste Manchester City. Serios?
Asta e o problemă pentru Dan The Man și pentru Sir Jim Ratcliffe, pentru că asta nu e normal, ca Man United să fie aici, City să fie aici și Real Madrid să fie aici. Și termin ediția de astăzi, Breaking the News de astăzi, cu un subiect care apare în Sun, apare mai multe ziare, dar apare în Sun pe ultima pagină, sau în Mirror, nu mai știu, dar unul din astea. Rooney mi s-a părut simpatic. Wayne Rooney ar vrea să se apuce de box. Cred că s-a cam convins că antrenoratul nu prea e ce trebuie. Oamenii au fost drăguți și au pus poza asta. Sigur, asta vine dintr-un meci când s-a luat el, se explică aici, un meci cu Crystal Palace, când s-a luat el la pumni, după ce dăduse un gol. Vrea să se apuce de box, dar nu de boxul ăla pe care, că nu să-l vedem pe la Olimpiadă sau pe la cine știe. Nu de box neapărat profesionist, e o box mai degrabă bătăi. Dar nu bătăile alea în cușcă sau mai știu eu ce. Sunt niște bătăi, să le spunem așa, poate cei care locuiesc în Anglia sau cei care sunt amatori de asta pot veni în ajutor. Are unor celebrități. Ele se dau pe Dazn, pe pay-per-view, pe YouTube. Sunt gen celebrități. Cum să-i spun? Insula aia care e pe la noi, pe aici, show-uri de genul ăsta, aia oamenii se bat. Sigur că se bat cum pot și ei. Dar mi s-a părut interesant chestia asta, cum Rooney, uite că nu se duce nici spre televiziune. A încercat cu antrenoratul, din nou, cred că lucrurile nu funcționează, nu s-au dus așa cum trebuie. Și acum se orientează spre chestia asta în încercarea de a rămâne cumva în centrul atenției. Că dacă ieși din centrul atenției, uitarea asta după ce ai fost atât așa amar de vreme, un reper, un icon, uitarea asta duce spre depresie, doare mai tare decât lipsa banilor, că nu are probleme cu banii Wayne Rooney, să ne înțelegem, că a câștigat destul. Uitarea asta, sentimentul ăsta de a nu fi băgat în seamă, de a fi dat la o parte, de a nu te mai căuta nimeni, ăsta doare mai tare, a spune, decât lipsa banilor. Și cam atât pentru astăzi. Ne revedem lunea cealaltă, după o, cum se zice pe la noi, o bine meritată vacanță. Toate cele bune până atunci!